Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Tuturor vă spun bine ați venit pe canalul meu, celor vechi bine v-am regăsit, celor noi numele meu este Bella, iar astăzi o să fac ultima categorie de zodii pentru luna aprilie, și anume Taur, Fecioară și Capricorn. Nu uitați că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu, și care și v-aș ruga să luați de aici ceea ce rezonează cu dumneavoastră, deoarece nu toate informațiile vi se potrivesc. Vom începe cu zodia Taur. Vă spun că voi utiliza 5 oracole și categorii de tarot pentru a putea avea cât mai multe informații pentru dumneavoastră pentru luna aprilie. Haideți să vedem pentru Taur ceea ce trebuie Taurii să știe pentru luna aprilie. Ce informații importante. Aici văd că există pentru câțiva dintre dumneavoastră o relație în luna aprilie, se va concretiza fie printr-o căsătorie, fie printr-o relație de lungă durată, adică o relație recunoscută, o relație care este de origine divină. Însă, pentru alții, este vorba despre un contract, fie că este de afaceri, fie că este la serviciu, pentru care veți negocia. Sau, fie că vă doriți o mărire de salariu, fie o schimbare de post, veți negocia pentru acest contract. Pentru alții, vă văd spre sfârșitul lunii aprilie, după data de 23, că există posibilitatea să mergeți la o bancă, o instituție financiară sau o instituție de stat guvernamentală pentru a obține anumite venituri sau a obține un împrumut. Dumneavoastră știți mai bine și adaptați la situația dumneavoastră. Iar veștile care vor veni, pe care le veți avea în urma acestei intenții, acestei manifestări pe care o veți face, v-am spus, începând cu data de 20 aprilie, vor fi vești bune. Tot ceea ce veți întreprinde în această lună aprilie, să știți că este în destinul dumneavoastră. Iar norocul este de partea dumneavoastră, însă va trebui să negociați foarte mult, să vă susțineți punctul de vedere. Și cărțile îmi spun de asemenea că nu ar trebui să fiți geloși sau invidioși pe ceilalți, pentru că pe ceea ce ceilalți pot avea, ar trebui să fiți inspirați de aceștia și nu frustrați, pentru că dacă ceilalți pot avea acest lucru, și dumneavoastră îl puteți avea. Așadar, cărțile spun să vă eliberați de această gelozie. Acum, așa văd, așa vă spun, îmi pare rău, poate fi vorba despre dumneavoastră sau cineva să fie gelos pe dumneavoastră, pe ceea ce aveți. Dar să știți că foarte multe porți vi se vor deschide, foarte multe idei, foarte multe oportunități începând cu sfârșitul lunii aprilie, sau chiar aceste idei vor veni în prima săptămână din aprilie, dar veți avea nu una, ci mai multe oportunități. Haideți să vedem pentru cei care
își doresc să afle despre relație. Prima carte vă reprezintă, a doua carte reprezintă persoana la care vă gândiți sau persoana specială, iar cea de-a treia carte viitorul. Ok. Nu uitați că este o etalare generală, da? Și că energiile se pot întrepătrunde. Aici, dumneavoastră vreți să comunicați cu persoana la care vă gândiți. S-ar putea, aici au ieșit două cărți, am să le las pentru viitor, da? S-ar putea ca persoana la care vă gândiți să existe o diferență de vârstă. Văd aici o energie puternică din gemeni, nu, din rac, scorpion sau pești și taur, capricorn sau fecioară și leu. Dacă una dintre zodii vă vorbește, cu atât mai bine. Dacă nu, înseamnă că nu este mesajul pentru dumneavoastră. Văd o persoană brunețică cu tenul închis la culoare și ochii negri și o persoană cu tenul alb, blonduță sau șatenă, cu ochii bleu, albaștri sau ochii schimbați. Aici vă văd că vă doriți să comunicați cu persoana la care vă gândiți. Aceasta, cealaltă persoană trece printr-o perioadă de transformare. Fie că a pus capăt unei relații sau unei situații anume și va reîncepe ceva nou. Cred că v-ați separat, dragii mei tauri, sau a existat un moment sau va exista un moment de separare, însă nu este o separare definitivă. Cealaltă persoană va veni, își va dori din nou o relație cu dumneavoastră, însă această dorință se va concretiza în timp. Această reîntoarcere se va concretiza în timp, lucrurile se vor așeza ușor, nu atât de rapid pe cât dumneavoastră v-ați dori. Însă în viitorul apropiat aveți soarele, o carte foarte frumoasă, care spune că în vară această persoană va fi complet alături de dumneavoastră. Pentru unii poate însemna un proiect ce va reuși între dumneavoastră și partener în această vară, se va concretiza, sau pentru alții chiar întemeierea unei familii și nașterea sau conceperea unui copil. Dumneavoastră veți lua ceea ce rezonează mai bine. Haideți să vedem și din acest oracol care sunt energiile pentru dumneavoastră, dragii mei tauri. Vor exista la începutul lunii niște dispute cu o persoană care va avea în jur de 42 de ani sau o diferență de vârstă de 2, 4 sau 6 ani. O persoană geloasă, iar mi arată această gelozie. V-am spus, fie că este vorba despre dumneavoastră, fie că este vorba despre cineva din anturajul dumneavoastră, că este din familie, că este partenerul, că sunt colegii, există o extrem de mare gelozie. Poate să fie chiar partenerul, da? Aceste dispute, să știți că vor fi datorită unui adevăr. O persoană își dorește în această relație, dragii mei tauri, să afle adevărul despre un adulter, despre o situație în care este implicată o a treia persoană. Dar să știți că prin
toate evenimentele pe care veți trece sau toate evenimentele pe care le veți întâmpina în luna aprilie fac parte din destinul dumneavoastră, nu le veți putea împiedica. Ceva se va întâmpla la mijlocul lunii aprilie, o situație pe care nu veți putea nici prevedea și nu veți putea interveni cu nimic. O situație care vine de la Dumnezeu, o situație în care dumneavoastră sunteți neputincioși, dar să știți că aceste evenimente viitoare la care dumneavoastră, cărora dumneavoastră trebuie să le faceți față, vor produce o schimbare importantă, chiar o mutare, da? Fie că vă veți muta într-un alt oraș, într-o altă casă, într-o altă țară, vă schimbați locuința, vă schimbați serviciul, ceva, un eveniment important la mijlocul lunii aprilie, care vă va aduce o schimbare pozitivă, dragii mei tauri, se va întâmpla în parcursul dumneavoastră. Alții vă veți face noi prieteni. Da? Cam atât pentru voi, dragii mei tauri. Haideți să continuăm cu zodiile și am ajuns la Fecioară. Și vouă, dragile mele fecioare, vă spun că este o etalare generală care se poate potrivi sau nu cu dumneavoastră, așa că v-aș ruga să luați de aici doar ceea ce vi se potrivește, deoarece energiile sunt numeroase și nu se pot potrivi tuturor. Există mesaje care pot rezona cu dumneavoastră, altele care nu pot rezona. V-aș ruga să vă urmăriți și ascendentul, căci uneori după vârsta de 40 de ani, ascendentul este mult mai puternic decât zodia în care sunteți dumneavoastră născuți. Haideți să vedem, fecioarele, ce evenimente importante trebuie să afle la în luna aprilie. Fecioarele în luna aprilie vor începe această lună în formă. Chiar dacă există o situație în care ele sunt blocate, există o veste pe care o așteptați și care aceasta nu vine, da? Este un blocaj între a comunica cu o persoană care este departe de dumneavoastră, o persoană care se găsește lângă o apă sau este plecată într-o călătorie sau este pur și simplu la o distanță mare de dumneavoastră. Poate dumneavoastră o parte dintre voi, dragi fecioare, vă doriți să plecați într-un concediu într-o altă țară, iar această deplasare să fie blocată pentru moment. Deci nu veți pleca în luna aprilie. Veți descoperi la sfârșitul lunii, începând de fapt de la mijlocul lunii, veți descoperi anumite secrete, dar să știți că Dumnezeu v-a binecuvântat cu o anumită situație, adică sunteți protejați în tot ceea ce dumneavoastră vreți să faceți. Văd că sunteți persoane care ați muncit foarte mult în ultima perioadă de timp și care s-ar putea să aveți niște secrete ale dumneavoastră pe care le păstrați foarte bine, însă există o persoană care vă va descoperi o parte din aceste secrete. Această persoană poate fi din zodia Rac,
scorpion sau pești cu care puteți avea de-a face și ea să descopere o parte din secretele dumneavoastră. Trebuie dumneavoastră să nu vă înglobați foarte mult acasă. Văd că lucrați foarte mult de asemenea de acasă și lucrați foarte mult la serviciu. Ar trebui să luați un pic, nu o pauză, dar să aveți mai mult timp pentru dumneavoastră, adică să nu faceți toate lucrurile într-o singură zi. Reorganizați-vă așa în fel încât să nu vă epuizați lucrând. Există o dramă în luna aprilie sau ceva în jurul datei de 10 aprilie se va petrece în viața dumneavoastră sau a unor persoane din anturajul dumneavoastră, iar acest eveniment care va avea loc vă va pune foarte mult pe gânduri, va fi ca un avertisment pe care dumneavoastră îl veți primi. Nu știu de ce este legat acest avertisment, însă există, s-ar putea să fie un conflict, s-ar putea să fie. Nu-mi dau seama de ce este acesta, în ceea ce constă acest avertisment pentru dumneavoastră, însă veți avea de-a face cu un eveniment, da? Haideți să vedem în relație, să extrag trei cărți din acest tarot. Prima carte vă reprezintă, a doua carte reprezintă persoana la care vă gândiți dumneavoastră, dragile mele fecioare, și a treia carte viitorul. Dumneavoastră, în luna aprilie, destinul va lua întorsătură la 360 de grade care vă va fi benefică. Veți avea o schimbare, o deblocare, pentru că, așa cum v-am spus, există un blocaj, fie legat de o călătorie, de comunicare cu o anumită persoană, de a descoperi anumite secrete sau de a afla un adevăr sau la serviciu. Există un blocaj, dar acesta va fi deblocat în această lună aprilie și deblocarea se va face numai pentru a merge către pozitiv. Persoana la care vă gândiți dumneavoastră sau cu care vreți să aveți de-a face sau partenerul actual, dumneavoastră știți mai bine și adaptați, este o persoană melancolică care se află într-o tristețe profundă, nu mai crede în iubire, nu mai crede în dragostea oferită de către dumneavoastră. Știe că dumneavoastră îi oferiți această dragoste, dar nu o interesează. Iar această persoană s-ar putea să nu mai comunicați cu ea și să fie la o distanță de dumneavoastră și relația între dumneavoastră și această persoană să fie blocată pentru moment, însă vă asigur că această furtună, acest blocaj în comunicare și în această relație va lua sfârșit, iar persoana la care vă gândiți va reveni în viața dumneavoastră, însă, așa cum va reveni, așa va și pleca. Va fi din nou un du-te vino între dumneavoastră și această persoană. Văd o energie puternică din rac, pești, scorpion, gemeni, vărsător, balanță, o persoană brunețică cu tenul alb, cu ochii căprui sau șatenă, blonduță cu ochii căprui sau albaștri. Dar cert este că dumneavoastră veți avea parte de un deblocaj al destinului către pozitiv.
s-ar putea ca pentru unii să existe intrarea unei persoane noi în viața dumneavoastră. În orice caz, există o dramă. Există o dramă, s-ar putea, legată de această relație. Mi s-au întors niște cărți. Un avertisment, s-ar putea ca această persoană să fie într-o altă relație, persoana la care vă gândiți dumneavoastră. În orice caz, un avertisment este valabil pentru dumneavoastră, dragile mele fecioare, în luna aprilie, da? Există discuții, conflicte legate de aflarea unui adevăr. Există o persoană care va întoarce spatele la trecut pentru totdeauna și s-ar putea unei relații, s-ar putea unui conflict cu o anumită persoană, o persoană care s-ar putea să fie mai mică sau mai mare decât dumneavoastră, cu 2, 4 sau 6 ani, sau să aibă în jurul vârstei de 42 de ani, mai mult sau mai puțin. În orice caz, există o diferență de vârstă. Această persoană este foarte geloasă. Este foarte geloasă pe ceea ce dumneavoastră aveți ca persoană. Dumneavoastră este o persoană plină de bunătate, pe care Dumnezeu o iubește foarte mult, de fapt, ca și pe toți indivizii umani, da? Dumnezeu își iubește omul ca și creația sa, indiferent de problemele pe care le are și de liberul său arbitru, însă această persoană este pur și simplu geloasă pe ceea ce dumneavoastră aveți. S-ar putea să fie partenerul dumneavoastră, s-ar putea să fie persoana la care vă gândiți sau un coleg de serviciu, ca și cum văd că dumneavoastră ați împărți anumite informații, ați vorbi adevărul, ați spune clar ceea ce gândiți, ceea ce simțiți, iar cealaltă persoană va ascunde acest lucru. Veți întoarce spatele până la urmă unui trecut care nu vă mai convine, unor persoane, unor lucruri care nu vă mai sunt utile, și inima dumneavoastră va fi deschisă din ce în ce mai mult. Chiar dacă în prezent s-ar putea să suferiți, să aveți o suferință a dumneavoastră în interior despre anumite evenimente pe care le-ați fi vrut să le schimbați și care nu ați reușit să le schimbați, care ați fi vrut să se petreacă într-o altă manieră și nu s-au petrecut, însă dumneavoastră veți rămâne stabil, veți rămâne cu un viitor strălucit și veți pune capăt tuturor experiențelor negative din trecutul dumneavoastră, așa cum a spus, legate fie de o persoană anume, de mai multe persoane, de o situație. Dumneavoastră veți întoarce spatele acestor evenimente și vă veți îndrepta către noi orizonturi, către lumină, către sinceritate, către deschidere. Foarte frumos, dragile mele fecioare. Haideți să continuăm cu ultima zodie, cu Capricorn, pentru luna aprilie. Și dumneavoastră vă spun că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu. Așadar, luați de aici doar ceea ce considerați că vă este util. Voi utiliza mai multe cărți de tarot și oracol pentru a avea cât mai multe informații. Nu uitați că energiile sunt numeroase și nu se pot potrivi.